Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este duminică și ca de obicei duminica eu ghicesc în cafea și am pregătit astăzi pentru voi trei cești pe care am pus câte o piatră de altă culoare pentru a putea să vă concentrați ca să vă alegeți varianta pe care vă doriți și în funcție de culorile acestor pietre. Concentrați-vă pe o întrebare dacă doriți să aflați un anumit răspuns și ca să vă puteți alege mai ușor varianta sau pur și simplu alegeți-vă una dintre cele trei cești așa cum vă duce inspirația, intuiția, da? Către ce ceașcă vă duce intuiția sau către ce piatră. Voi decideți care, bazați-vă pe instinctul vostru propriu și să vedem ce vă prezice zațul de cafea pentru viitorul apropiat. Viitorul apropiat însemnând câteva zile, săptămâni, da? Ca de obicei știți că predicțiile în cafea nu au o durată de timp îndelungat, ele țin cam de la câteva zile la câteva săptămâni, se întind cam pe parcursul unei luni, să zic așa, cel mult, da? Uneori, depinde de la fiecare la fiecare, unele situații sunt mai rapide, altele mai puțin rapide, energiile puțin se mai și întrepătrund ca și la predicțiile în cărți, da? Deci ele... Dar pe ansamblu trebuie să știți că aceste predicții au o valabilitate de câteva zile, săptămâni. Ok, și pentru început voi face predicția pentru cei care și-au ales ceașca prima cu piatra albă, să vedem ce se întâmplă. O să dau la o parte celelalte cești. Voi păstra piatra albă aici la vedere ca să puteți să vă să știți că este vorba despre ceașca albă. Ceașca arată așa, da? Deci este destul de aglomerată, cu foarte multe figuri în ea și ce pot să spun este că aveți și drumuri blocate, ce văd eu la început aici, poate din cauza unei falsități, a unei persoane false, mi-apare un cap de șarpe. Deci este foarte posibil dacă v-ați planificat să faceți un drumuleț undeva, să nu ajungeți acolo unde v-ați dori voi imediat sau ceva să se întâmple sau să fiți atrași către o anumită direcție sau nu neapărat atrași, cât poate redirecționați, da, greșit, aveți grijă. Totuși un succes veți avea, poate chiar printr-un secret pe care l-aflați, pentru că mi-a apărut aici niște cheițe, da, deci depinde cum răsuciți voi cheia sau ce secrete aflați, ce informații aflați, pentru că mi-apare și un cap de elefant și niște cheițe și niște împăsărele, deci sunt vești care vin, poate să fie o dată de 30 sau pe 23 sau la ora 3, 23, nu știu, vedeți voi aici sau cineva cu litera de C mai poate să mai fie, da? O persoană cu litera de C, e posibil să aveți reușite, doar am zis, în prim niște secrete pe care le puteți afla și niște hotărâri în același timp, pentru că voi aflați niște lucruri. Puteți avea succes, depinde cum îți învârtiți voi cheița, cum folosiți acele secrete, acele vești care vin, pentru că păsărările mai înseamnă și vești, cheițele mai înseamnă și soluții sau secrete, dar depinde și de hotărârile voastre, depinde și de o persoană, poate posibil un partener de viață, persoane apropiate, prieten, pentru că mi-apar niște echipuri care vă privesc în față. Da, deci este posibil să vă fie apropiați, rude, prieteni, nu știu, e cineva, parcă are o figură de pitic, așa este, ca are o ureche, așa, o ureche se vede aici puțin mai mare și parcă are așa deasupra un căciuliță aceea de cu moți la capăt de pitic, da, cum au piticii aceia din poveștile cu albă ca zăpada, da, le știți, cam așa această figură, e o figură poate de copil, de cineva tânăr, cineva jucăuș. Cineva care e ca un spiriduș așa în viața voastră, da, deci un noroc de undeva vă vine, ceva o reușită. Totuși o inimă neagră o veți avea, niște vești negri, parcă sunt niște persări care se bat pentru ceva sau duc, cum să zic, sunt două păsări care vin din două direcții diferite sau se întâlnesc undeva la un drum, la o bifurcație și discută legat de o călătorie, de un vapor, poate de o reușită de afaceri la o călătorie. Dar sunt pe negru,
cu toate că una dintre ele duce duce reușită, deci ghearele ei așa, deci are și o reușită, sau aveți grijă să nu vi se fure o reușită de către niște păsări de pradă, să zic așa, pentru că fiind pe negru aici, mi-apar ca și cum ar fi doi corpi, două ciori, da? Aveți grijă, ca și cum se bat amândouă aceste păsări ca să, orică vor să unească ceva pentru niște reușite pe care și le doresc, se unesc poate pentru niște reușite, orică vor să vă să fure niște reușite, da? Deci mi-apar aici niște situații. Ce să zic, totuși, aici să știți că orică aflați, că poate e de cealaltă parte a casei, deci în afara casei voastre, undeva în afara voastră, deci nu vă privește familia, prietenii, ci undeva în afara voastră, poate că aflați în niște situații îndrăcite, este practic un drac, eu așa-l văd, care deasupra sa ține parcă un pește foarte mare, care încă e în apele sale, pentru că se văd încă, să zic așa, aripioarele care înoată, cu toate că o parte coada este cumva căzută, tăiată, da, să zic așa, că i s-a tăiat un pic din coadă, dar în capul său ține o barză. Un cap de barză sau un cap de rață, o măcăneală, o ceartă sau cap de barză mai semnifică și dorința de a avea copii sau cineva care trebuie să facă copii. Asta duce în botul său, cel are format acest cap de mai degrabă zice că e de rață, deci de o, sau poate faptul că se vor certa. Deci voi trebuie să fiți atenți aici, pentru că e ca și cum dracul își bacă coada. Știți cum e, învrăjbește-i drace, știi? Întărâtă-i drace, știți cum e? Pentru că aici mi-apar niște persoane foarte negative, pentru că sunt pe negru și persoanele în general pe negru vorbesc despre persoane negative. Deci nu au o figură pe alb, nu au un chip pe alb, ca să zic așa. Da? Deci ele sunt toate negre. Și atunci aceste vorbesc despre niște persoane care sunt negative, care încearcă să aibă reușite pentru ele însele sau să rea reușitele altora, dar parcă s-ar certa pentru aceste reușite, pentru că este această măcăneală. Parcă eu vine un pește care vrea să-i... Deci pentru că sub ei, sub toți aceștia, este un drac. Un drac care duce în spate practic și o șopârlă, dacă acea șopârlă îmi schimbe pe alt, poate că, cum să spun, cineva care a fost fals și s-a băgat între ei, dar tocmai poate ca să afle niște lucruri, dar era o persoană pozitivă, adică de altă parte a legii, să zic, de partea bună a legii, vreau să zic, ca să înțelegeți situația care o văd eu aici. Deci este o situație foarte urâtă, foarte neclară, în afara legii, clar. Pentru că diavolul exprimă tot ce este ilegal, imoral, tentațiile, viciile, da? Deci situațiile negative din viața sau din societate. Și atunci este clar că aici este vorba despre niște persoane negative. Deci voi aveți grijă să nu intrați în astfel, pentru că aici mi-apărea undeva un drumuleț pe care s-ar putea să fiți deviați. Adică ca și cum voi aveți un alt drum în viață, vă dau un exemplu, și cineva încearcă să vă ducă către o direcție greșită. Voi să spuneți că vreți să munciți în străinătate, spre exemplu, și cineva vă vine cu o ofertă. Trebuie să fiți foarte atent că e posibil ca acea ofertă să nu fie ceea ce se spune și să vă devieze, practic, soarta voastră, pentru că voi, în loc să duceți să munciți cinstiți, vă treziți angrenați în alte situații. Vă dau un exemplu. Deci încercați să înțelegeți situația, pentru că e destul de urâtă ceașca, destul de negativă, încărcată, să zic așa, de niște situații destul de complicate și trebuie să fiți foarte atenți, pentru că aveți multă lumină, aveți din două părți. Pentru că poate tocmai aceste, aveți două goluri, practic, dar poate că tocmai aceste goluri vă sunt favorabile prin faptul că nu puteți, poate, să fiți angrenați în astfel de situații, pentru că vă lipsesc mijloacele necesare. Și atunci nu vă bazați pe sprijinul altora, pentru ca să nu vi se devieze situația. Până nu aveți voi siguranța voastră financiară, independența voastră financiară, este bine să nu vă lăsați sprijiniți, lasă că te ajut, eu mi dai tu după aia. Dacă nu știți foarte bine acea persoană, dacă nu o cunoașteți foarte bine și nu știți foarte bine cu ce se ocupă această persoană, pentru că vă puteți trezi în niște situații din care greu ieșiți, pentru că aici mi-apare niște încrengături de nu vă spun. Da, deci mi-apare o literă de E și o literă de C. E-ul duce în capăt, să zic așa, parcă cu
aceste, poate că e o persoană de genul pică pară mălăiață în gura nătăfleață. Adică dacă știți să profitați de această persoană, să profitați între ghilimele, să înțelegeți ce spune această persoană, pentru că vă dă mură în gură, ca să zic așa, niște lucruri, vă spune despre niște lucruri, atunci voi reuși să ieșiți, să evitați. Altfel, destul de greu, un potcoavă, să știți că totuși aveți un noroc prin o literă de C sau F. Să știți că o să vină niște lucruri în viața voastră care se succed cu rapiditate, pentru că eu parcă îmi vine să vorbesc fără să mă întrerup, să știți, deci, și obosez repede. Deci să știți că veți fi foarte puși pe fugă, ca să zic așa, să faceți lucrurile repede, că altfel le pierdeți ocazii, le pierdeți din mână. O hotărâre pe care trebuie să o luați, poate în legătură cu relații sau cu niște bani. Mi-apare aici un cap de femeie care ține în capul său o coroană foarte mare, foarte urâtă, neagră, cu multe secrete. Deci coroana aia nu știu cum a obținut-o, pentru că mi-apar foarte multe secrete și le secrete destul de negre, ca să zic așa. Un V mi-apare aici, un V cu o veste, cu un mic brăduleț. Aici poate să fie vorba despre o relație, despre un... Iar o verighetă, un secret lângă verighetă sau despre o relație, un secret pe care îl aflați. În inima voastră aveți un 3, o mare, o reușită, cu litera de F care este, pleacă din, ține în cap această reușită și sub această F sau E poate să mai fie, este o cheie, o cheie poate și o inimioară și o verighetă, o relație, dar totuși sunt foarte multe lucruri negurate în jurul său, deci multe lucruri încă neclare, sunt multă energie negativă, ca să zic așa, situații negative, persoane negative, un telefon, o veste de o reușită pe care o primiți, iar ok, să știți că aflați multe secrete, pentru că aveți foarte multe, una, două, trei, mai aflați și de poate de boală, moarte, nu știu, moartea cuiva. Un dușman, cu siguranță aveți un dușman și să știți că e undeva prea lângă casă sau în casă chiar, pentru că e chiar aici, deci, foarte aproape de casă, vecin, nu știu, sau vine în casă, dar mai mulți, nu e numai unul singur, e unul foarte, deci sunt dușman grei sau dușman de ani de zile, poate să fie și acest lucru. Totuși în casă vi se luminează, să știți, aveți o perioadă de liniște, poate, de lumină, ori poate plecați undeva din acasă, lipsiți o perioadă din casă, pentru că se luminează așa o perioadă, dar totuși aveți două goluri destul de mari, dar acele goluri vă iese cu multă lumină, adică golurile acelea vă luminează asupra poate al unor persoane, situații, vă aduc mai multă lumină în viață, o să vă aducă mai multă reușite, acele goluri care le aveți, cu toate aceste lucruri. Da? Deci aflați iară secrete, deci și în trecut au fost secrete, hotărâri, ați avut mai multă, deci pe trecutul apropiat ați avut parcă o perioadă destul de bunicică, să zic așa, ați trecut într-o perioadă mai pozitivă. Vine aici o perioadă mai negurată, să știți, deci vine o perioadă mai negurată din afara casei, unde mergeți în afara casei se întâmplă lucruri pe care trebuie să fiți mai atenți la ce se întâmplă și cu serviciul și cu banii. Pentru că sunt foarte multe secrete, foarte multe situații negative, foarte multe persoane îndrăcite, da? Deci îndrăcite, să ispitite poate, nu știu, atrase niște încrengături pe care fiecare, cum e vorba aia, scapă pielea, știți? Și fiecare trage pe ălălaltul sau încearcă să-și acopere problemele și să le arunce în cârca altora. Poate să fie și o situație de genul ăsta. Iară un E, un secret, nu știu, deci vă spun, cei care v-ați ales varianta pietrei albe aveți foarte multe secrete. Cam asta e tot ce pot să spun în moment. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta pietrei mov, la ce se pot aștepta. Voi aveți o ceașcă destul de limpede, dar totuși puțin cam umezită, cam înlăcrimată. Ceva vă suflă, aveți o dezamăgire în suflet, încă aveți niște lacrimi în suflet și poate că lacrimile sunt recente, pentru că, uite, îmi pleacă chiar din casă sau din preajma casei. Aici parcă stați de vorbă față în față cu o persoană, imediat, într-un punct, o oră, o zi.
Mi-a parole o cifră de 5 frumoasă, nu, aveți frumos, să știți. Totuși, casa voastră este, sau mă rog, pentru casa voastră, să zic așa, o greutate undeva o aveți, sau poate lacrimile astea sunt poate chiar din pricina unui F, parcă aș zice eu, că apare aici, un F parcă e răsturnat, sau care v-a răsturnat casa, situația, viața, nu știu, sau acea persoană este chiar și ea răsturnată, mi-apare pe spate, poate e bolnavă, nu știu. Da, deci o fereastră cu două ochișoare, două ochiuri, în capul vostru țineți această fereastră cu ochiuri, cu două ochiuri. O literă de N, un mic elefanțel, să zic așa, deci o reușită veți avea cu toată greutatea asta care o aveți, totuși lăcrimioarele astea, dezamăgirea asta care o aveți, să știți că o reușită o aveți, aveți reușită, aveți un G undeva la capăt, mai jos, un V, un G, un 3, o realizare, că 3-ul reprezintă realizare sau cineva cu litera de C sau o dată de 3, o cifra 3, ora 3, ceva cu 3, un 30, pe data de 30 ară poate să fie ceva, dar de bine, reușită, sau un E frumos pe alb, un avion, o veste, sau poate o bărcuță, poate să fie vorba de o călătorie. Totuși și voi în afara casei aici aveți foarte multe gânduri, foarte multe discuții, poate, sau mă rog, drumulețe nu prea vi le văd așa că aveți, drumul scurt, adică dus, întors, drumulețe scurte. Undeva aici poate aveți planificat, ați avut sau planificat un drum, dar a depins de niște hotărâri, nu le văd, drumul nou nu și-a făcut efectul sau mai depinde, mai trebuie să mai luați niște hotărâri, vă mai trebuie poate chiar niște daruri, că sunt două hotărâri, de, poate chiar legate de daruri, da, de niște reușite. În inima voastră și voi aflați un secret, poate chiar legat de o relație sau de o literă de F sau R. O credință care vă trebuie, deci vă trebuie o foarte mare credință sau aveți deja această credință și trebuie să vă întăriți această credință pentru că vă apare o verighetă, dar pe acea verighetă parcă stă așa să o prindă un animal, ceva, parcă are coadă de pește, are coadă de delfin, dar deasupra, partea din față a acestui ființe, să zică, da, animal, nu mai este imaginea unui delfin, ci este imaginea unui animal, da, devine animal, deci are coadă de delfin, dar are în schimb capul de animal, capul nu mai este, da, deci e vorba de niște secrete, este vorba de niște reușite, de un chip aici, mi-apare un chip de femeie, parcă ar fi cu o cifra 25, poate are vârsta de 25 de ani, da, deci brunețică aș putea să spun că e, o literă de P care mi-apare, iar ceva legat de o relație la voi se întâmplă, o inimioară frumoasă acolo, dar parcă această relație s-a rupt, sau mă rog, e ceva care nu e întreruptă de ceva. Un noroc totuși îl veți avea, dărulețe, chei, secrete, aflați și voi, aveți o reușită în schimb foarte frumoasă, un succes, un G, parcă e G, Google, Google, vedeți, poate faceți pe Google sau prin intermediul lui Google aveți o reușită, aflați ceva pe Google care vă ajută, nu știu, există aici un, exact așa cum se vede G, da, și în capătul ei este un S care mai semnifică și succesul, dar mai semnifică și, are și un 3, ceea ce semnifică că poate pe o dată de 3 sau peste 3 zile sau peste 3, pe data de 30, poate, nu știu, ceva legat de 3 sau care are, mai semnifică succesul, reușita, da? Deci veți avea un succes aici, vă vine, destul de rapid, să zic așa, poate până la sfârșitul săptămânii următoare, al lunii cel târziu, da, nu știu. Vine rapid în zilele următoare, săptămânile cel mult. Secret.
aici va afla secretul. Totuși există așa ca o încrengătură și la voi, nu știu de ce să zic, e o, ca o plasă de, din care e greu să ieșiți, să se vadă exact. E vorba de daruri, ce pot să spun asta, e vorba de niște reușite, e vorba de niște cifre, deci calcule poate, o literă de A frumoasă. Deci e vorba de reușite, de calcule, de persoane, dar nu e ceva, să zic, clar. E încă împăienjenit, vedeți, ca și cum nu vedeți bine, știi? Vedeți, puteți vedea, dar încă nu e încă ceață, să zic așa, oarecum, da? Încă nu vi se ia vălul de pe ochi, încă mai aveți lucruri de aflat, acele poate secrete de care spuneam mai devreme. Cam asta e tot ce pot să văd și pentru cei de la varianta pietrei verzi. Haideți să vedem și pentru cei de la varianta pietrei verzi. La ce se pot aștepta? Da, la voi a ieșit chiar frumoasă. Deci chiar foarte frumoasă această ceașcă. În casă parcă o rochie de mireasă. Deci aici parcă cineva care se căsătorește, că poate din rudele voastre aflați vreo căsător de căsătorie sau chiar voi sunteți în pregătire de căsătorie sau veți fi cerută în căsătorie pentru că mi-apar această roche frumoasă sau ca un înger în casă, poate să fie pentru că e o persoană toată în alb așa, dar are fizionomia, chipul nu îi se vede foarte clar, dar îi se vede în schimb așa ca și cum ar avea acel veșmânt, fie că e rochea de mireasă care atârnă așa în jos, fie că este vorba de veșmântul acela de înger care are o figură foarte bună în casă la voi sau voi sunteți ca un înger în casă pentru familia voastră sau e vorba de o căsătorie, aici vedeți voi, că mi apare și un chip aici, parcă un chip masculin, poate să fie un chip de bărbat, poate să fie un chip de dar destul de tânără, cu doi frumoși care se uită cu o guriță frumoasă, cu nas așa mai pronunțat un pic, se vede mai clar și gurița și ochișorii. Ochii pot să fie poate să fie căprui sau mai deschiși un pic decât nu se vede foarte clar. Dar este o persoană drăguță, pe alb oricum și din spatele său parcă stă acel înger, da? Deci, sau el este chiar un înger, da? Poate să fie și acest lucru. Cu niște dărulețe în cap, are una, două, trei dărulețe. Da, deci vă vin dărulețe sau prin intermediul acestei persoane se fac dărulețe. Un acoperiș de casă, poate că vă gândiți să vă construiți o casă sau prin discutați pe legat de casă ceva, că mi-apare ca și o casă cu acoperiș, un E care este la capătul acestei, la un colț de casă, mi-apare un E care ține în cap discuțiile astea. Ce să vă mai zic? În afara casei parcă intrați într-o situație cu mai multe persoane, da? Deci intrați în afara casei într-o situație cu mai multe persoane. Sunt discuții, sunt vești, mi-apare și un avion, o călătorie, poate discutați să plecați undeva cu avionul sau cineva care vrea să plece cu avionul undeva. Doi eu care vă privesc cu bine, pentru că sunt tot pe frumoși. Situația din tot un jur este pe albește, deci este o situație pozitivă, o situație bună care, cu această persoană cu care vă privește undeva în afara casei, cu care vă întâlniți, că parcă, sau poate faceți chiar drumul cu această persoană, dar aveți mai multe opriri pe parcursul acestei călătorii. Un nou, o reușită, iarăși un secret, încă 29 poate, iarăși poate să aveți ceva pe data de 29 sau ora 9, da? Obosiți, să știți și voi, sau aveți un oftat ceva care vă nemulțumește. O pasăre, o veste frumoasă care vă vine. Vă vine repede, din afara casei de undeva vă vine o veste. Dar o veste de o reușită, poate vreo propunere, pentru că mi-apare un 8, o hotărâre pe care trebuie să o luați. Poate va fi o propunere chiar și de a rămâne însărcinată sau de cineva care vrea să
facă cu voi o relație, să-i faceți un copil, poate să fie și acest lucru. Iar un 3 o reușită. Să știți că aveți reușite voi care v-ați ales varianta pietrei verzi, reușite și de daruri, reușite și de relații. Veți avea o perioadă mai pozitivă, să zic așa, că este mult mai deschis această, vedeți, este mult mai deschis această ceașcă decât celelalte, mai clarificate situațiile, deci mai puțin în situații întortorochiate, deci poate vedeți lucrurile mai clar. Totuși aveți o pisică, să știți, o pisică care stă să vină către casa voastră din afara casei, are o coadă lungă și parcă e așa pusă pe... speriată parcă într-un fel de ceea ce se petrece către casa voastră sau în viața voastră, să zic așa, și vrea într-un fel să zgârie cumva, să facă, deci e pornită pe, ca o pisică din care sare la altcineva, da? Dar nu cred că reușește pentru că se izbește de o situație prea pozitivă, ca să zic așa, care o ține puțin cu capul, o face să dea înapoi, să zic așa, adică nu reușește să... Pentru că se izbește, ca să zic așa, de un zid, de un zid pozitiv, de un zid de un rău succes, de un zid de multe lucruri prea pozitive, persoane pozitive și nu poate să-i țină, să-i țină față, să-și facă față, să zic așa. Da, deci nu. La picioarele ei are și ea niște hotărâri, această pisică, niște reușite pe care și le dorește, niște hotărâri de luat, dar nu știu ce să zic, are o coadă destul de lungă și vă vine veste despre această pisică. Că mi-apare în coada ei și niște păsărele, niște vești. Deci aflați, orică vorbește lumea înainte să apară pisica, lumea, știți cum e, lumea începe și auziți prea multe gălăgie, prea multe hărmălaie, prea multe voci până să apară această pisică, să zic. Poate și acest lucru să vă anunțe într-un fel sau altul situația. Dar veți avea reușite de daruri, veți avea reușite cu banii, da? Deci niște rezolvări de niște situații pentru că aveți chei, soluții, aveți reușite, aveți o dată de 9 sau ora 9 sau 29 pentru voi poate să fie o dată bună cu reușită, da? Deci aveți acest înger, aveți această protecție, credință, da? Protecție frumoasă. În inima voastră la fel aveți o persoană. E cineva care probabil vă iubește, cineva care ține la voi, un bărbat îmi apare aici, nu-l văd decât brunețel pare această persoană, nu știu, poate e copil, poate e soț, poate e iubit, poate... Deci o persoană care o aveți în viața voastră și această, sau vă iubește, da? Este o persoană care, să știți, care are o coroană pe cap, să zic așa, dar o coroană formată din mai multe cerculețe, din mai multe hotărâri, poate, de proiecte, daruri, da? Pentru că așa mi-apare, secrete chiar, dar pe alb, pozitive, sunt lucruri frumoase care le are în capul său. Poate să fie mai multe proiecte, pentru că mi-apar ca niște floricele, da? Sunt ca niște floricele, are o coroană ca și cum ar avea o coroană de floricele pe cap, dar o coroană formată din floricele, din mai multe, dar distincte între ele, nu se amână una cu alta, are proiecte diferite. O lită de râu foarte mare, foarte frumoasă, o literă pe alb, un S în capătul ei, un succes și un opt, o hotărâre, iar niște hotărâri. Da, deci este o persoană cu râu care pentru voi este foarte bună, mi-apar hotărâri, să știți că și în inimă aveți multe reușite, chiar și posibilitatea să aveți o relație de dragoste, pentru că mi-apare o inimioară frumoasă, depinde, poate un bâl sau poate depinde de hotărârile voastre, da? Cam asta e tot ce pot să văd. Și chiar și un drum, să știți, vi se poate, orică vă vine cineva de la drum, orică voi vă proiectați cineva cu un A, parcă să zic că stă la un capăt de drum, orică vă așteaptă, orică vine de la drum. Da, deci poate să fie o discuție, poate să plecați cu cineva la drum, poate să vă duceți la cineva cu A la drum sau, mă rog, să vină de la un drum, pentru că îmi apare aici posibilitatea unui drum, nu este încă decis, sunt încă multe discuții, dărulețe, poate sunt discuții de dărulețe sau aveți încă de a lua niște hotărâri, pentru că la un capăt aici îmi apare un opt mare, o hotărâre și pe parcurs mai sunt și alte mici hotărâri pe care trebuie să le luați.
Cam asta e tot ce pot să văd și pentru cei care și-au ales ceașca de la Piatra Verde. Eu sper că v-ați regăsit în aceste predicții, că v-au răspuns la întrebări, v-au clarificat situația, vedeți mai clar lucrurile, știți la cam la ce să vă puteți aștepta în următoarea perioadă. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți, găsiți butonul pentru abonare sub acest filmuleț și vă doresc în continuare o duminică plăcută și o săptămână următoare excelentă din toate punctele de vedere. La revedere!